Biserica de lemn din Budejosean este construită pe o colină din vatra satului. Îi se spune Josean pentru a fi deosebită de o altă biserică veche de lemn situată în partea de sus a satului, Susan. Biserica are hramul Sfântul Nicolae pe care și-l păstrează încă de la construcția sa în anul 1643. La vremea respectivă era cea mai mare biserică de lemn din Maramureș. Având dimensiunile de aproximativ 18 metri lungime, 8 metri lățime și 26 metri înălțime, turnul. Biserica a trecut în anii 1998-2000 printr-un amplu proces de consolidare și refacere, fiind practic ridicată, refăcută temelia și înlocuite unele grinzi de sejar afectate de vreme. Astfel, biserica și-a redobândit frumusețea și măreția de odinioară, iar din anul 1999 face parte din clubul select al celor 8 biserici maramureșene din lemn, patrimoniu UNESCO. Biserica din Budeș-Josean a fost construită în stilul tradițional maramureșean, servind apoi ca model. Altarul, naosul și pronaosul au un acoperiș unic cu pante repes și streașină dublă. Turnul este prevăzut cu foișor, iar fleșa ascuțită este încadrată de 4 turnulețe mici. Portalul de la intrarea în biserică a fost înlocuit, dar este identic cu, ca ornamentație cu originalul. Am intrat în pronaos, dominat de pictura Judecății de Apoi sau Justiția Supremă. În afară de pictura murală, vedem o valoroasă colecție de icoane pe lemn datând din secolele 17-18, precum și icoane pe sticlă pictate de călugări de la Mănăstirea Nicula. Pictura murală din naos și pronaos, precum și cea iconostasului, au fost realizate în anul 1762 de către meșterul local Alexandru Ponehalski sau Alexa Zugravul și doar altarul a fost pictată de Ianoș Opriș în 1812. Revenim în pronaos, unde sunt expuse cămașa de zale și coiful atribuite haiducului Pintea Viteazul, 1670-1703, om instruit, fiul de mici nobili, a luptat împotriva nedreptăților locale, dar a fost și capitanul noastră lui Francis Racoți al II-lea, luptând împotriva Habsburgilor. Înspre altar vedem icoanele împărătești și, ciudat, două uși împărătești, cea de dreapta fiind datată secolul 17. La loc de cinste este expusă o altă curiozitate și anume această cruce, apărut în mijlocul unui buștean despicat, adus de la pădure în anul 1998. În mod ciudat, fără a se ști motivul, în biserică sunt mai multe icoane pictate pe ambele fețe, iar aici vedem două dintre ele. Pictura murală originală, realizată în anul 1762 în stil neobizantin, a fost restaurat în anii 2007-2008. Din păcate, bolta naosului nu mai are decor, deoarece pânza pictată a fost smulsă și a dispărut. O altă curiozitate sunt aceste mici ferestre circulare care păstrează sticla groasă originală turnată manual. De precizat că ambele biserici din Budești au fost construite de către credincioși greco-catolici. În 1948, cultul greco-catolic a fost scos în afara legii și majoritatea românilor a revenit la ortodoxie. În balcon vedem două icoane cu influențe catolice, după părerea mea. După căderea comunismului în 1989, cultul greco-catolic a redobândit în 2012 cealaltă biserică din Susan. În registrul de sus al tâmplei apare Iisus pe cruce. În registrul mijlociu apar Sfânta Maria cu pruncul, înconjurați de proroci, iar jos Iisus cu cei 12 apostoli.